Epistola către Evrei, de la capitolul 12, vom citi versetele 1, 2 și 3. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel: Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care i era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și s-a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Vă rog să vă așezați. Nu pot să nu exprim întâi bucuria mea în fața Domnului și recunoștința mea către Domnul care a fost bun cu noi. Și iată-ne în anul 2023. Poate mulți dintre noi când ne uitam cândva spre anul 2023, ziceam, e așa de departe, cine știe? Ei bine, iată că Domnul prin îndurarea Lui ne-a dus și în acest an. Slăvit să fie El! Amin. Nu pot astăzi să nu-mi exprim aprecierea față de dumneavoastră. aceea care ați vrut să fiți în prima zi a anului în casa Domnului de dimineață. Domnul să vă binecuvânteze! Amin. Eu vreau să vă asigur de un lucru. Se plătește bine. Mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie de revelioane. De aceea, vă spun că ați făcut un lucru bun venind în Casa Domnului, și astăzi, aici, în Casa Domnului, vrem să punem înainte dezideratul nostru pentru anul 2023. Dezideratul nostru este cuprins într-un cuvânt, perseverent. Versetul 1 pe care l-am citit astăzi aici, conține ideea acestui deziderat. Evrei 12 cu 1, care spune așa. Haideți să-l citim toți împreună. Haideți să unim glasurile noastre. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Amin. Ideea de perseverență este cuprinsă în să alergăm cu stăruință. sunt sigur că toți cei ce suntem aici am alergat în viața noastră cel puțin odată, nu? Ori copii fiind, ori oameni fiind, toți știm ce e alergarea. Am o întrebare. E ușor de alergat. Oricum răspundeți bine, pentru unii ușor, pentru unii greu. De exemplu, pentru Isaac trebuie să fie foarte ușor alergarea la vârsta lui. Pentru mine, nu e ușor alergarea. Acum Scriptura ne pune înainte ideea alergării. Pentru că aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că în Scriptură viața de credință este prezentată în mod metaforic în multe feluri. De ați fost joi seara aici, în mod metaforic, era prezentată viața de credință sub forma construirii unei case, o zidire pe care o facem, cu temelie pe stâncă sau vai, cu temelie pe nisip. Apoi, dacă ne uităm în Scriptură, viața de credință este prezentată ca o luptă sportivă. Creștinul este prezentat ca un alergător, ca un sportiv, Viața de credință este prezentată ca, o, ca un război. Creștinul este prezentat ca un soldat, ca un ostaș. Apoi, tot metaforic, viața de credință este prezentată ca o lucrare agricolă. În sensul că adesea creștinul este prezentat ca un plugar, îi zice, ca un fermier. Ca unul cu care lucrează pământul și așteaptă roade la capăt. Și iată, în pasajul de astăzi, viața de credință ne este prezentată ca o alergare. Acum vreau să vă spun ceva. Există alergări și alergări. Există alergări de viteză la 100 de metri sau la 200 de metri, nu știu. Iertați-mi ignoranța în ale sportului, nu prea. Le am cu sportul, de niciun fel. Dar știu că există alergare de viteză. În cât timp ajungi la 200 de metri. Dar există și alergare de rezistență. Asta e o cursă numită maraton. E cineva dintre cei de aici care a participat vreodată la un maraton? Să ridice mâna sus, eu o ridic, numai să vă arăt cum trebuie să faceți. Eu n-am -am fost a participat cineva la un maraton. Hmm. N-am prea îndrăznit niciunul atunci. Eh? Cursa de maraton nu e o cursă simplă. În mod normal, maratonul, ideea de maraton, se desprinde dintr-o legendă grecească în care e prezentat un soldat cu numele Filipides care a alergat în Atena, după lupta de la maraton, a alergat spre Atena 42 de kilometri și un pic, ca să ducă vestea biruinței. Și de aici e ideea de maraton. Acum se fac maratone multe în lumea asta. Există maratone și maratone. Ce vreau să înțelegem despre maraton? Ideea este alergare de rezistență. La maraton nu e competiție. Adică ideea de maraton nu presupune că ești în competiție cu cineva, ci ești în competiție cu tine însuți ca să reziști. Nu e ca alergarea de viteză. Poți să reziști până la capăt, până la atingerea țintei. Ei bine, dragii mei, Aș vrea să vă aduc aminte astăzi, în prima zi a anului, că viața de credință este un maraton. Este o alergare în care trebuie să demonstrăm rezistență. Joi seara doar vă spuneam, cu amărăciune, că am văzut oameni care n-au zidit bine, care au crezut că viața de credință e un sprint din ăsta. Am fugit odată repede. Și gata, nu? Viața de credință este o alergare care ne obligă în fiecare zi. Dacă ne uităm la capitolul anterior din Evrei, vedem că este prezentată o listă lungă de eroi ai credinței, așa suntem obișnuiți să le spunem. Sunt oamenii care au ajuns la capăt. Dragii mei, Acum stau în fața dumneavoastră astăzi să subliniez doar câteva lucruri. În primul rând, creștin de la poarta cerului, toți trebuie să facem această alergare. Adică, viața de credință este o alergare. Și eu v-am întrebat dacă e ușor să alergi. Dragii mei, alergarea presupune efort. De cineva că viața de credință este o viață așa care. Căim și noi așa, ne-am declarat creștini la recenzământ sau unde mai trebuie și cu asta am rezolvat problema. Decrede cineva că ăsta e creștinismul, se înșală amarnic. Viața de credință înseamnă un efort susținut pe care suntem chemați să-l facem în fiecare zi a vieții noastre. Dragii mei! Performanța pe care trebuie să o obțină fiecare creștin în această alergare e una singură. Să ajungem la capăt cu bine. De aceea, acum, la început de an, vreau să vă chem, frații mei, să stăm încă o dată înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm în mod serios și să zicem, Doamne, ajută-ne până la ultima suflare să-ți rămânem credincioși. însă pentru că vorbim despre această alergare și spun că toți trebuie să ne angajăm în alergarea aceasta. Și atunci când vedem pe cineva că nu mai aleargă cum trebuie sau că aleargă pe alt traseu, e normal să ne atenționăm unii pe alții, e normal să ne ajutăm unii pe alții să să spunem dragul meu, hai, hai să mergem mai departe, să nu ne lăsăm. Tocmai asta vrea Domnul de la noi. Însă, dragii mei, ca să putem face alergarea aceasta, rețineți, am zis, toți trebuie să alergăm în viața de credință. Ca să putem să facem alergarea aceasta, aș vrea să spun că toți trebuie să ne pregătim și să ne menținem în formă pentru alergarea asta. Toți trebuie să ne pregătim și să ne menținem în formă. Dacă spun astăzi că un tânăr, din punct de vedere fizic, alergă mai bine decât un om în vârstă. E pentru că el are formă fizică bună. Însă, dragii mei, astăzi vorbesc despre importanța de a ne păstra în formă spirituală bună. Pentru că asta este alergarea. Și aș vrea să înțelegem că, dacă zic că trebuie să ne pregătim și să ne menținem în formă, cum ne învață Scriptura să ne pregătim și să ne menținem în formă? Zice așa. Să dăm la o parte orice piedică. V-ați uitat dumneavoastră la sportivi. Cum aleargă? Cu cojocul pe ei? Cu hanorace pe ei și cu bocancii de nu știu care? Cei ce aleargă se asigură că au pe ei echipamentul minim. Minim. Adică ei nu vor să ducă greutăți cu ei. Acum, trebuie să spun, în antichitate, la sport, sportivii, că au fost dezmăți și în antichitate, sportivii alergau goi. Astăzi au echipament sportiv. Ei bine, dragii mei, vreau să înțelegem că echipamentul pe care trebuie să-l aibă un sportiv, un alergător în cursa aceasta în maratonul acesta al credinței, trebuie să fie echipament minim. Adică, știți la ce mă refer? Cât mai puține bagaje, că ne îngreunează, cât mai puține poveri, într-un fel alergi când ești cu mâinile goale și altfel alergi după un tren când ai două geamantane în mână, nu? Dragii mei, Piedicile acestea, zice, să dăm la o parte, așa zice scriptura, să dăm la o parte orice piedică. Gândiți-vă, vă rog frumos, vreau să fim practici. Care sunt piedicile care nu ne lasă să alergăm cum trebuie? Este câteodată. Poate să fie o piedică. Dar câte altele nu pot să fie piedici? Ia gândiți-vă, dumneavoastră, poate te împiedică prieteni ca să vii la casa Domnului. Poate te împiedică lucruri care îți fură timpul. Poate televizorul, poate seriale, poate alte lucruri. De aceea, eu astăzi vă aduc aminte, în alergarea aceasta, ca să putem fi perseverenți, Trebuie să dăm la o parte orice piedică, adică tot ceea ce nu te lasă să alergi cum trebuie. Dar mai zice scriptura: să dăm la o parte orice piedică și mai ce? Păcat. Și păcatul care ne înfășoară așa de lezne. Știți că în vechime, când scria autorul acestei epistole, textul acesta, știți cum umblau îmbrăcați oamenii? Umblau cu niște robe largi, lungi, până în pământ. Imaginați-vă că nu era simplu să alergi cu roba aia pe tine. Și știți ce făceau oamenii când aveau de alergat? Dacă vă gândiți la pilda fiului risipitor, aduceți-vă aminte. Făceau lucruri care nu dădeau bine la ochi. Își ridicau roba aceea și adesea o prindeau un brâu. O ridicau și aveau și ei un brâu și o prindeau un brâu și alergau cu picioarele goale. Era o rușine să li se vadă picioarele. Ei bine, dragii mei, de ce făceau asta? Pentru că roba li se înfășura pe picioare și îi împiedica să meargă. Și atunci vine Cuvântul lui Dumnezeu la noi și zice să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoare așa de lezne și ne împiedică să alergăm. Dragii mei, când vorbesc despre păcat care trebuie dat la o parte să putem să alergăm, aș vrea să înțelegeți. Că nu e vorba doar despre un anumit păcat. Despre orice păcat, pentru că orice păcat ne împiedică să alergăm. Orice păcat ne oprește din alergare. Luați în considerare, vă rog, lucrul acesta. Oare și păcatele minții? Toate păcatele încep în minte. Unde începe mândria? Până să o vezi tu, așa afară, ea deja e coptă bine înăuntru. Unde începe invidia? Unde începe ura? Tot începe aici. Ferice de omul care știe aici să oprească păcatul, să nu-i dea posibilitatea să crească și să dea afară. Dragii mei, ca să putem să alergăm, vă rog să înțelegeți bine, toți trebuie să alergăm, toți trebuie să ne pregătim și să ne menținem în formă pentru alergarea aceasta. Dar mai spun un lucru. Toți trebuie să alergăm cu stăruință, adică cu perseverență în această alergare. Ce înseamnă perseverența? Nu mă las. De ce credeți că vrea Dumnezeu să fim perseverenți? Ia gândiți-vă, n-a fost Dumnezeu perseverent cu noi? ar fi putut Dumnezeu să ne abandoneze la primul păcat pe care l-am făcut. Și totuși Dumnezeu a avut milă și ne-a mai vorbit. Și prin Duhul ne-a mânat spre rugăciune și ne-a mânat spre casa Lui. Haideți să înțelegem, dragii mei, că suntem chemați să alergăm cu stăruință în această alergare. Și când vorbesc despre alergarea aceasta, vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu este Cel ce stabilește Alergarea fiecăruia dintre noi. Să nu creadă cineva că fiecare aleargă pe unde vrea. În alergarea credinței, fiecare dintre noi avem un traseu stabilit de Dumnezeu. Ați fost atenți cum am citit. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înconjoară, înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. E un dat. Alergarea fiecăruia dintre noi. Ne este pusă de Dumnezeu înainte, fiecăruia dintre noi. Atenție, frații mei și surorile mele, s-ar putea întâmpla să ne uităm la cel de alături și să zicem traseul lui e mai, e mai simplu. Traseul meu e mai complicat. Dar vă rog să mă înțelegeți bine. Tot ce ne dă Dumnezeu, ne dă pentru binele nostru durerea și suferința prin care trebuie să treci tu, că s-ar putea să fii ispitit să zici, Doamne, dar cu tare nu trece prin asta și eu trec prin asta. Ascultă-mă bine, Dumnezeu ni se spune aseară, este un tată bun. El nu vrea să ne împovăreze, dar vrea să ne facă bine. Și câteodată, o, oh, ce bine îi prinde omului. Traseul ăla pe care ni-l dă Dumnezeu, pentru că prin toate lucrurile el lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe el. Alergarea asta e stabilită de Dumnezeu și vreau să spun tare și clar. Alergarea asta are un scop. Are o țintă. Alergăm cu o țintă. Nu alergăm pur și simplu ca să facem jogging. Nu. Nu aia e alergare. Ci e o alergare cu scop. Alergare cu țintă clară. Și. Zic din nou, alergarea aceasta trebuie făcută cu stăruință. Frații mei și surorile mele, suntem în prima zi a anului. Vreau să vă chem din toată inima. Luați hotărârea aceasta și ziceți, Doamne, voi persevera și nu mă voi lăsa. În fiecare zi, Doamne, mă voi apropia de tine. În fiecare zi voi sta lângă Sfântul tău cuvânt, în fiecare zi voi pleca genunchiul și mă voi ruga ție, în fiecare zi, Doamne, voi căuta părtășia frățească în măsura în care mi este posibil lucrul acesta. Contează nespus de mult lucrurile acestea, dragii mei. Toți trebuie să alergăm, toți trebuie să ne pregătim pentru alergare și să ne menținem în formă, toți trebuie să alergăm cu stăruință în această alergare. Ce motivație avem ca să alergăm? Motivația noastră în alergare. Că trebuie să fii motivat să ai vibe acela, nu? Poți alerga. Ce ne motivează în această alergare? Mie mi-e drag să citesc și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Cum să nu fiu eu motivat să alerg când mă gândesc la bunicul meu care a alergat? Cu ani în urmă și-a ajuns la capăt. Mă gândesc la mama și la tata care au alergat cu ani în urmă și-au ajuns la capăt. Exemple apropiate mie. Dar uitați-vă, Evrei 11 ne dă o mulțime de exemple. De oameni care au alergat și-au ajuns la capăt. Avem motivație când ne uităm la alții care au făcut-o și când suntem ispitiți să zicem, abandonez, nu mai pot să alerg. Doamne, ei au ajuns acolo. Moise a ajuns, Enoha a ajuns, ceilalți a ajuns. Doamne, ajută-mă și pe mine să ajung la capăt. Însă, cea mai bună motivație ne oferă Domnul Iisus Hristos însuși. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, zice Scriptura, El este căpetenia credinței noastre. Știți dumneavoastră că El este Cel ce a fost primul alergător în alergarea aceasta? deschizător de drum. Și ascultați-mă bine, de la El avem toate lucrurile. Nu mai intru în Scriptură că timpul se duce, dar ascultați-mă, știți că nici credință nu putem avea decât de la El și dacă ai credință astăzi, E de la El, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, smeriți-vă, nu vine de la voi, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. De la Dumnezeu avem credința, de la Dumnezeu avem capacitatea de a ne pocăi. De aceea trebuie să ne rugăm pentru cei ce nu sunt întorși la Domnul și să zicem, Doamne, cercetează-i cu Duhul Tău și ajută-i să se pocăiască. Ajută-i, Doamne, să capete credință. El este căpetenia credinței noastre, dar spune Scriptura că El este și desăvârșirea credinței noastre. Pune-te, rog, Filipeni, capitolul 1, cu versetul 6 pe ecran. Ca să vedem cuvântul acesta, zice, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Domnul a început în noi lucrarea credinței. Frații mei, El vrea să o isprăvească, dar ascultați-mă bine, datoria noastră este să ne ținem lipiți de El. El este motivația noastră și ceea ce este frumos, El ne-a ce înseamnă perseverența. Vă întreb eu, i-a fost ușor Domnului. Nu. Dar știți dumneavoastră cum a ajuns Domnul la capăt? Vă mai citesc o dată versetul al doilea. Zice să ne uităm țintă, ca să fim motivați, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit când ți-e greu, frate, când ți-e greu, soră, nu uita că înainte îți stă o bucurie. Când treci prin apăsare, când ești încercat, când treci prin depresii, prin boli, prin necazuri, gândește-te că dincolo e marea răsplătire. Uitați-vă la Domnul Isus Hristos. S-a uitat la bucuria care era pusă înainte. Știți care era bucuria? O sămânță de urmași. Noi. Slavă Domnului. Dar încă o bucurie a avut. Știți ce bucurie a avut? Că stăm în planul lui Dumnezeu și că face ceea ce Tatăl a vrut să facă cu el. Dragul meu, nu-i satisfacția mai mare decât să știi că stai pe traseul pe care te vrea Domnul și ești în planul lui Dumnezeu. Asta e satisfacția cea mai mare. Viața asta se duce, frații mei. Ascultați-mă, se duce așa de repede. Dar este o satisfacție să știi că ai alergat pe unde te-a pus Domnul să alergi. Și Domnul ne-a arătat că există răsplătirea credinței. Știți unde e Domnul acum, cel ce a alergat primul? Sa de la dreapta Tatălui. Știți unde? În locul măririi. El a stabilit traseul, cursa și ne-a arătat modelul alergării cu perseverență. El ne-a arătat modelul alergării cu perseverență. Și astăzi vedem ce răsplătire capătă. Acela care aleargă perseverent în viața de credință. Ar trebui să vorbim numai despre gloria aceea care așteaptă pe cei ce ajung la capăt. Însă, dragii mei, aș vrea să înțelegem că vom putea să alergăm cu perseverență numai dacă ne uităm mereu la Isus. Dacă ochii noștri vor fi ațintiți la Isus. Dragii mei, sunt sigur că vreți să ne uităm țintă la Isus. Nu-i așa? Toți vrem. Numai atenție, ca să te poți uita țintă, dacă de exemplu eu, acum mă uit spre dumneavoastră. Dacă vreau să mă uit țintă la geamul ăla, mă mai uit la dumneavoastră. așa e că nu. Mă uit țintă acolo. Nu vă mai văd pe dumneavoastră. Știți ce înseamnă asta? De vrei să te uiți țintă la Isus. Trebuie să încetezi să te uiți la lucrurile acestea. Adică, de altă parte, Scriptura ne învață să ne uităm la noi și ne cercetați, vă vedeți dacă sunteți în credință, aruncăm o privire la noi și zicem, vai de mine ca Isaia, vai de mine că sunt un om păcătos, dar după aia ochii înapoi la el și zici, Doamne, pune-mă în acord cu voia Ta. Curățește-mă, sfințește-mă, iartă-mă. Dragii mei, când ne uităm la Domnul Isus, țintă, vedem ce resurse mari ne-a dat Domnul. Ascultă-mă, alergătorule, fii perseverent în alergarea aceasta, știi de ce? Pentru că orice greu ai găsi în alergarea ta, s-ar putea să găsești ispite care să te tragă în dreapta sau în stânga, s-ar putea să vină ispita de a abandona și zice, a zice, nu mai alerg deloc, am obosit. Dar când te uiți la el, în El, în Hristos, găsești toate resursele de care ai nevoie. Ai nevoie de păstor? Domnul este păstorul cel bun. Ai nevoie de călăuzire? El e călăuzitor. Ai nevoie de încurajare și de întărire? La El o găsești. Tocmai de aceea e important să alergăm cu stăruință, pentru că avem în El toate resursele de care avem trebuință să ne uităm la el și atunci când ne este greu. Zice, am citit, uitați-vă la cel ce a suferit rușinea. Dragii mei, când ne uităm la Isus țintă, nu cădem de oboseală. Fratele meu și sora mea, dacă ai obosit din punct de vedere spiritual, dacă trăiești dezamăgiri, dacă te distrage ceva și îți vine să o iei pe alte cărări, eu vreau să-ți spun ceva astăzi. Domnul ne cheamă să alergăm cu stăruință, adică să fim perseverenți. Știți că omul fericit din cartea psalmilor zice așa, tot ce începe, cum? Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Dragii mei, suntem chemați să fim oameni perseverenți. Asta vrea Domnul de la noi. Nu oameni schimbători care astăzi suntem așa, mâine suntem altfel. Să alergăm cu stăruință, să fim perseverenți. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și vă rog să nu uitați, este dezideratul nostru pentru anul 2023. Să fim perseverenți. Și de aceea vă chem cu toată dragostea, frații mei și surorile mele, veniți să stăm înaintea Domnului și să zicem, Doamne ajută-ne să ne uităm în fiecare zi spre Tine. Tu ești Cel ce ai făcut primul alergare aceasta și ai făcut-o cu stăruință. Chiar dacă diavolul a venit să te ispitească, să te tragă pe alt traseu, Chiar dacă diavolul a vrut să-ți sugereze alt traseu, să-ți folosești puterea pentru altceva, să faci alte lucruri, tu, Doamne, ai mers și ai alergat cu stăruință în alergarea aceasta. Ajută-ne și pe noi să alergăm cu stăruință, să fim perseverenți. Veniți să ne rugăm Domnului în felul acesta, fiecare pentru noi înșine, să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri, pentru că noi așa, vrem să ajungem cu toții la capăt. Veniți dar să ne rugăm Domnului.